8 suporteri, 7 sârbi și un englez au fost arestați în urma unor încăierări dintre fani care au avut loc puțin timp înainte de meciul de la Euro 2024 dintre naționalele celor două țări. Incidentele au avut loc pe terasa unui restaurant din oraș. Anglia a câștigat cu 1-0 partida cu Serbia. Autoritățile germane au calificat meciul Serbia-Anglia de la Gelsenkirchen drept unul de risc înalt și nu s-au temut degeaba. Duminică după amiază s-a consumat deja un prim incident. O plângere pentru vătămare corporală a fost depusă împotriva unuia dintre fani. Cele două grupuri de suporteri au trebuit să fie separate de poliție. Go, go, go! Cotidianul german Bild a publicat imagini care arată o altercație pe terasa restaurantului în timpul căreia au fost aruncate scaune. Anglia a învins aseară cu scorul de 1-0 Serbia la Euro 2024. Unicul gol al partidei a fost marcat de Jude Bellingham. I feel like I can decide games, but that happens on any given game instead of looking too far into the future. And the truth is that I really enjoy playing football, so when I go out there, I play with the fearlessness because I love doing it so much. It's a release for me, and yeah, it's my favourite thing to do in the world. So when I play out, it's not much of a job, it feels like a pleasure. Titular în echipa Angliei, Bellingham a bifat un record, devenind primul jucător european care a evoluat la 3 turnee finale înainte să împlinească 21 de ani. El a disputat până acum meciuri la Euro 2020, Cupa Mondială 2022 și Euro 2024.